Ce semnificație are botezul și pentru cine a fost lăsat? Pentru adulți sau pentru copii? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Iisus. Stă scris, obișnuia el să spună celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește învățătura. În acest video încercăm să aflăm, folosind același etalon, Biblia, dacă botezul este pentru adulți sau pentru copii. Apropo, scrie-ne în comentarii părerea ta în acest sens. Astăzi se practică în lume două feluri de botezuri, cel al bebelușilor, în special în bisericile tradiționale, și cel al adulților, îndeosebi în bisericile protestante și neoprotestante. Care dintre ele este botezul biblic? Să începem prin a înțelege ce este botezul și ce semnificație are. Primul care botează în Biblie este Ioan Botezătorul. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.” Așadar, înainte de botez, oamenii își mărturiseau păcatele și trebuia ca ei să fie hotărâți de a nu le mai repeta. De aceea Ioan le spune: „Nu rezolvați nimic dacă vă botezați fără să se vadă semnele pocăinței în viața voastră, fără ca viața voastră să fie transformată.” De fapt, același lucru îl spune și Iisus lui Nicodim în seara când acesta îl vizitează: „Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.” Iar Filip, în Cartea Faptelor Apostolilor, trimis la famelul etiopian, a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famelul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famelul a răspuns: „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famel. Așadar, botezul în Biblie este condiționat de trei lucruri: să crezi din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, să-ți mărturisești păcatele și să te lași de ele, și să se vadă roadele pocăinței în viața ta, adică să te naști din nou. Fără ca aceste trei condiții să fie îndeplinite, botezul este doar o baie și nimic mai mult. Revenind la dilema noastră, se poate ca un bebeluș de câteva luni să îndeplinească vreuna din aceste trei condiții? Evident nu, pentru că fiecare dintre ele cere un gest conștient de alegere. Și atunci, de ce a ajuns biserica să boteze bebeluș? În ciuda faptului că toți creștinii, inclusiv sfinții părinți, până în secolul IV, au fost botezați la maturitate, prin alegere conștientă și personală, undeva prin secolul V, biserica a considerat că cea mai eficientă metodă de a-ți asigura adepți și automat viitorul este să înregimentezi copilul pe când nu se poate împotrivi. Iar apoi, dacă devenind conștient vrea să se lepede de legământul pe care alții l-au făcut pentru el, să-l ameninți cu focul iadului pentru că s-a lepădat de credința strămoșească. Și pentru că nu se puteau ignora cu totul condițiile botezului, mărturisirea credinței personale a fost delegată nașului de botez, iar păcatele personale înlocuite cu păcatul strămoșesc. Dar poate un altul, indiferent cine, să mărturisească credința mea? Iisus spune: „Cine crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu crede, va fi osândit.” Și poate un păcat al altuia, indiferent al cui și dacă este strămoșesc sau nu, să cadă asupra mea? Biblia spune că nu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va rămâne peste el și răutatea celui rău va fi peste el.
Chiar dacă ceremoniile de botez a bebelușilor sunt populare și chiar haioase uneori, din punct de vedere biblic, ele sunt nule. Ele se doresc un pașaport către ceruri, dar din păcate sunt un pașaport fals, cu care nu vei putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ba chiar mai mult, ele descriu o imagine grotească a lui Dumnezeu, care acceptă ritualuri fără conținut, transferă vina păcatelor părinților asupra copiilor și arde în iad o veșnicie bebeluși care nu au apucat să fie botezați. Nu știu de ce, dar un astfel de Dumnezeu seamănă mai mult cu zeii Olimpului decât cu Dumnezeul Bibliei care s-a descoperit prin Iisus Hristos. Și dacă deja am fost botezat pe când eram doar un bebeluș, ce pot să fac? Biblia ne relatează un fragment în care Apostolul Pavel se întâlnește cu niște ucenici. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Așadar, dacă nu ai îndeplinit toate cele trei condiții pentru un botez valid, este nevoie să te botezi din nou. Nu mai amâna. Fă și tu acest pas vital pentru veșnicia ta, căci cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Află mai mult pe acest subiect. Ți-am pus un link la o carte excepțională în descriere.